De câte ori v-ați întrebat ce fac pentru voi deputații și senatorii pentru care ați pus ștampila pe buletinul de vot la fiecare scrutin? Dacă până acum nu ați avut răbdare să le analizați activitatea, facem noi acest lucru. În 3 minute vă arătăm cât și ce au muncit parlamentarii din fiecare județ. Astăzi analizăm activitatea lui Liviu Ionuț Moșteanu, ales în circumscripția electorală numărul 3 Argeș pe listele USR. Se află la primul mandat de deputat. Face parte din Comisia pentru Transporturi și Infrastructură. A intrat în politică în 2016, când s-a înscris în Uniunea Salvați România. Înainte să ajungă în Parlament, a fost secretar de stat în Ministerul Transporturilor și consilier de ministru în același minister în perioada guvernului Cioloș. Activitatea din primul său mandat arată astfel: 19 luări de cuvânt în ședințe, 17 luări de cuvânt în biroul permanent, 17 întrebări și interpelări, 60 de propuneri legislative, un proiect de hotărâre inițiat și 9 moțiuni. Durata luărilor de cuvânt este de 57 de minute și 47 de secunde. Chiar dacă nu este unul dintre cei mai activi deputați în plen, Ionuț Moșteanu se implică în activități în comunitate și la acțiunile organizate de USR. Sunt aici cu colegii mei de la Uniunea Salvați România, cu Narcis, Mihai, este și Marius acolo la terasă. Strângem în continuare semnături pentru campania fără penalii în funcții publice. Suntem în centrul Piteștiului. În actualul mandat, Ionuț Moșteanu a avut 2.288 de voturi. Aceasta înseamnă că prezența sa la votul electronic este de 70%. Pentru munca depusă în Parlament, deputatul USR Argeș încasează o indemnizație lunară de 10.003 lei. Este activ pe rețelele de socializare, unde postează interpelările adresate, evenimentele la care participă în județ, dar și problemele comunității locale. În urmă cu 2 săptămâni a intrat în direct pe Facebook de la protestul care a avut loc în Parlament. Voastră, domnul Moșteanu, până și dumneavoastră, cu aliură, aspect de domnul, uitați ce faceți. E incredibil, domnul Moșteanu. Tocmai dumneavoastră, nu mai spune domnul lider. Da, oamenii nu sunt bușuniți cu live-ul. Toate declarațiile de presă și intervențiile în mass media sunt postate pe pagina sa de Facebook. Ionuț Moșteanu este una dintre vocile importante ale opoziției. Iată ce declara în urmă cu 2 săptămâni. PSD a dovedit de data aceasta clar că este un partid al penalilor. Fiecare zi petrecută cu acest partid în fruntea țării este o amenințare la adresa viitorului României. PSD trebuie să plece. Am văzut declarațiile domnului Dragnea și este un lucru foarte clar. Dragnea este decis să arunce țara în aer pentru a-și scăpa pielea. Acum că am aflat cât și ce a muncit de la preluarea mandatului, este momentul să vedem care sunt punctele tari ale deputatului Ionuț Moșteanu. Fără probleme de integritate, fidel partidului din care face parte, este o voce importantă a opoziției, implicat în problemele comunității, prezență ridicată la votul electronic, comunicare bună în mediul online. Punctele sale slabe sunt următoarele: luări de cuvânt puține în plen, număr relativ mic de propuneri legislative. Pentru activitatea depusă în acest mandat, din decembrie 2016 și până în prezent, îi acordăm nota 8 deputatului USR Argeș, Ionuț Moșteanu.